Cu ceva ani în urmă, când se întâmpla să împrumut o carte, căreia îi se desprindeau câteva file, ori coperta suferea deteriorări, nu puteam citi cartea până când nu îi lipeam foile ori reparam într-un fel coperta. În perioada în care eram liceană, am căutat cu precădere cartea veche. Am încă în minte podul casei în care urcam pe furiș pentru a căuta printre cărțile vechi ascunse acolo. Nici o carte nouă nu îmi trezea atâtea emoții precum acele cărți prăfuite, acoperite uneori de pânze de păianjen, cu mirosul lor specific, uzate și cu colțurile filelor îndoite sau franjurate. Se construia un întreg scenariu în minte, încercând să refac un drum pe care cartea din mâna mea l-ar fi parcurs, câte persoane au citit-o, prin câte case a fost și cine ar fi putut să-și lase însemnările ori semnătura pe paginile ei. Acum, după atâția ani, mă întreb dacă nu cumva acesta este un drum pe care un restaurator trebuie să-l parcurgă, să simtă o carte, să caute acea carte veche, să-i poarte de grijă, să o reînvie reparând-o, ca apoi aceasta să-și continue călătoria predestinată, de a ajunge în mâinile altor cititori, de a transmite mai departe ceea ce autorul ei a pus în ea, istorii, povești, sfaturi, învățăminte, descoperiri. Restauratorul aflat la început de carieră este fascinat de istoria scrisului, a cernelurilor folosite, a rezistenței lor în timp, de istoria hârtiei, de cea a manuscriselor, ori a apariției și dezvoltării tiparului. Cunoașterea evoluției acestora în timp îmi par esențiale pentru o intervenție adecvată în acțiunea de reparare a cărții și a repunerii ei în valoare pentru cititori. Fiecare carte veche are propria poveste. Fiecare poartă cu sine o istorie a drumului parcurs până în zilele noastre, într-un stadiu sau altul de conservare. Să reconstitui filă cu filă, să intervii asupra legăturii cărții, să redai copertelor integritatea inițială, sunt câțiva pași necesari pentru restaurarea unei cărți. Să redai o carte veche unui public iubitor de carte este una din satisfacțiile muncii restauratorului de carte.